Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea pentru zodia RAC, pentru perioada 21-31 ianuarie 2020. Cum vor sta racii cu dragostea până la sfârșitul lunii ianuarie 2020? Să vedem. Avem doiul de monede, patru de monede. Roata norocului, asul de bâte, valetul de monede, cavalerul de monede și judecata. Da, văd începuturi, văd schimbarea soartei, karma pentru unii dintre dumneavoastră. Alții sunteți indeciși, alții dintre dumneavoastră vreți să învățați, să știți, să cunoașteți lucruri noi despre cineva. Alții, un sfat, a trebuit să așteptați timpul potrivit pentru ceva. Pentru alții dintre dumneavoastră aveți toate resursele să începeți ceva. Pentru alții dintre dumneavoastră, un sfat vine să nu judecați persoanele din jur, fie partenerul, partenera, fie persoanele care sunt în anturajul dumneavoastră și poate și mai bagă coada în relație. Bun, mai văd persoane singure și triste, văd sarcină sau o abundență în viața sentimentală. Bun, dragilor, doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor din zodia RAC, să vedem. Unii dintre dumneavoastră poate jonglați între două situații, între două relații. De ambele sunteți foarte atașat, într-un mod exagerat, deci sunt un pic la extrem, nu vreți să renunțați sub niciun chip la niciuna din aceste două relații. Pentru alții dintre dumneavoastră, poate vă spuneți că ar trebui să schimbați un pic strategia, nu mai merge așa și trebuie să faceți un pic lucrurile altfel. Lăsați un pic din... Simțiți că totuși duceți un pic la extrem o relație, sentimentele față de cineva și spuneți că ar fi timpul să schimbați un pic lucrurile, că nu vă fac bine. Pentru alții dintre dumneavoastră mi-a apărut roata norocului, ceea ce înseamnă karmă, ceea ce înseamnă destin, ceea ce înseamnă persoană predestinată. Bun. Pentru unii dintre dumneavoastră, dacă ați avut relații în trecut și v-ați jucat cu ele, să știți că vi se va întoarce roata și va veni timpul ca și dumneavoastră să plătiți pentru aceste lucruri. În alte cazuri, pentru alții dintre dumneavoastră, această roată poate însemna că dacă până acum ați suferit, ați avut numai relații eșuate, sau dacă ați fost în relații stabile și nu v-a fost bine, a venit momentul să se întoarcă roata în favoarea dumneavoastră. Să dați peste o persoană care să vă iubească așa cum sunteți și cum meritați. Dacă ați fost într-o relație stabilă și persoana respectivă s-a purtat urât sau nu v-a fost bine, a venit momentul să întâlniți pe cineva sau poate această persoană să se schimbe. Pentru alții dintre dumneavoastră, poate vă întâlniți jumătatea în această perioadă, persoana predestinată vouă. Pentru alții, orice drum ați alege într-o relație, fie că sunteți singuri, fie că vă gândiți la cineva, fie că mai iubiți o persoană din trecut și vă gândiți, gata, trebuie să merg mai departe sau așa, să știți că drumul dumneavoastră va fi, cum să vă explic,
Dacă dumneavoastră alegeți un drum și nu trebuie să mergeți pe acel drum, să știți că roata destinului vă va duce pe drumul care trebuie. Sau, oricât ați încerca să ocoliți o persoană, o relație, drumul tot acolo va merge. Dacă destinul dumneavoastră este să ajungeți la acea persoană, să știți că tot acolo veți merge, indiferent cât veți încerca să o evitați. Dacă acea persoană vă este predestinată, să știți că tot la ea ajungeți. Ah, mă scuzați că tot am vorbit și cu nonsens pe aici. Îmi cer scuze, am un pic gândurile împrăștiate. Mă scuzați. Dar sper să fi înțeles ce am vrut să vă explic aici. Bun. Pentru alte persoane, văd un început. Poate fi cu cineva în zodie de pământ, taur, taur, fecioară sau capricorn. Bun, nu știți multe lucruri despre această persoană. Nu-l cunoașteți îndeajuns. Persoana asta oricum este axată să câștige bani. Fie... Pentru cei tineri, poate însemna o persoană între 25 și maxim 40 de ani, maxim. Și această persoană, cum ar veni, fiind axată pe bani, nu prea dă importanță dragostei, dar își dorește și acest lucru. Probabil o să aveți un pic bătaie de cap cu această persoană, o să judecați foarte mult, o să încercați să vorbiți cu această persoană pe toate părțile. Cum ar veni, judecați situația în sine. Măi, bun, hai, tu vrei bani, vrei situație financiară, vrei să ai o stabilitate, să ai casă, ca să poți să-ți întemeiezi o familie, dar trebuie să te gândești că trece viața plângă tine și o să fie prea târziu pentru a face... Și lucrurile care ar putea să te facă cu adevărat fericit, ca să spun așa. Adică dacă depășești 40-50 de ani, nu îți mai vine să faci un copil. Adică, bun, ai situație financiară foarte bună, ai casă, ai mașină, dar este prea târziu pentru a face un copil, ceea ce ar putea să vă îndeplinească cu totul. Și dumneavoastră să aveți o bătaie de cap cu această persoană, să-i explicați toate părțile că totuși ar trebui că are o vârstă să gândească că... trebuie să facă și altceva cu viața lui, nu doar să muncească. Aveți o mare încredere în dumneavoastră, aveți o convingere foarte mare în dumneavoastră, să știți, unii dintre dumneavoastră. Bun, văd începuturi. Și pentru cei singuri, care momentan se simt foarte bine așa, nu își doresc o relație serioasă, pentru că ei se simt foarte împliniți și foarte bine celibatari, să fie singuri, să știți că poate apărea cineva care să vă schimbe gândirea un pic și poate să doriți să cunoașteți, să începeți ceva. Pentru alții dintre dumneavoastră, văd o dezamăgire, o tristețe care vine din trecut, posibil o persoană în zodie de foc. Berbec, leu sau săgetător, să vă fi trădat, să vă fi rănit, să vă fi dezamăgit. Poate ați iubit o persoană în zodie de foc foarte mult și această persoană, nu mai sunteți cu această persoană și încă regretați și suferiți pentru lucrul ăsta care s-a întâmplat în trecut. Vreau să vă spun că ar trebui să lăsați trecutul în spate și să priviți spre prezent și viitor, pentru că lucruri bune sunt. Persoane care ar vrea să vă cunoască sunt, doar că dumneavoastră, trăind în trecut, ca să spun așa, nu lăsați loc noului să vină în viața dumneavoastră. Atâta timp cât această situație, persoană, ce-o fi, din trecutul dumneavoastră, încă există în mintea și în sufletul dumneavoastră, nu se poate apropia nimeni. Odată ce lăsați lucrurile astea negative, tot ce e rău, toată tristețea, toată durerea, toată dezamăgirea în trecut și trageți aer în piept și priviți spre prezent și viitor, ei să știți că atunci și lucrurile pozitive vor apărea.
dar lăsați trecutul în urmă când nu rezolvați nimic. Pentru alte persoane, poate aflați de o sarcină. Am o persoană în zodie de apă aici, rac, scorpion sau pești, poate fi partener, partenera dumneavoastră, poate fi partener, partenera dumneavoastră, sau poate fi, poate vă reprezenta, vă poate reprezenta chiar dumneavoastră fiind zodia rac. Bun, aici avem mai multe situații. Fie dumneavoastră, dacă această carte vă reprezintă pe dumneavoastră, v-ați implicat foarte mult într-o relație, v-ați implicat trup și suflet, v-ați dedicat cu totul. Ei, unii dintre dumneavoastră, unele dintre dumneavoastră, simțiți că nu e bine. Și vă gândiți, nu vă gândiți, veți face acest lucru. Veți abandona situația, veți abandona toate lucrurile care le-ați făcut pozitiv până acum, având în vedere că nu vedeți niciun rezultat. Și vă hotărâți să lăsați trecutul, să lăsați prezentul. A fost bine, nu a fost bine, a fost rău, n-a fost rău. O să vă gândiți, păi, cum a fost până acum, a fost, dar acum este momentul să merg la nivelul următor. Trebuie să fac mai multe cu viața mea. Trebuie să las în trecut și în prezent tot ce a fost până acum în viața mea și trebuie să mă uit un pic și spre viitor, că trece viața pe lângă mine și nu fac nimic. Ceva de gen. Bun. Un sfat. Primiți și dăruiți iubire unii dintre dumneavoastră. Poate sunt persoane, poate unii dintre dumneavoastră, vă doriți foarte mult o stabilitate, o abundență de iubire, poate vă doriți un copil cu o persoană din, cu o persoană în zodie de foc, dar această persoană să nu vadă lucrurile ca dumneavoastră pentru că încă se gândește la o situație tristă din trecut. Și posibil ca dumneavoastră să renunțați la gândurile astea pe moment și să încercați să duceți lucrurile la un alt nivel. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu. Și pentru cei care doresc o etalare privată, lăsați mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Vă mulțumesc încă o dată și mult noroc în dragoste tuturor!